Emisiunea e susținută de Bet One. Congratulations, over here. Felicitări. How do you feel? How was your performance? Cum ți s-a părut? Ia microfonul. Ia microfonul. Cum mi s-a părut lupta? Da. Lupta a fost puțin dificilă. Mă așteptam să fie puțin mai ușoară. The fight was a little bit difficult. Așteptam să fie puțin mai ușoară. It's weight to be easy, but not so. Da. Fight so tight. Dar vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am câștigat această luptă. Sunt mulțumit de parcursul meu. Thank you for God. Thank you for win. Îmi doream să câștig mult mai repede și mai ușor meciul. I want to win much easier this fight, but it's not possible. Dar ținând cont că înainte cu 3 luni de meci m-am operat la genunchi de menisc și recuperarea a fost undeva la o lună de zile. 3 months ago I have a surgery on the knee, just 3 months ago. I feel the knee. Recuperarea a fost undeva la o lună de zile. Recovery în timpul was 1 month. Am făcut doar forță cu greutăți, tracțiuni. In the last 3 months make only the physiotherapy and don't make too much sparring. Ținând cont de toate astea, am câștigat. Cum am spus, îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt mulțumit de luptă. Nu. Atât. After that I am happy because I win. Thank to God, thank you UFC. Was there any hesitation to take the fight? Sorry. Was there any hesitation for him to take the fight after the injury? Dacă după rana am făcut vreo luptă ceva. După ce m-am operat? Da. Deci după ce m-am After the surgery, yes. Mm-hmm. Da. No. Deci după ce m-am operat, am făcut recuperare undeva la only recovery. O lună de zile. După aia am început antrenamentele ușor. Cu o lună jumate am venit să mă antrenez la institut. Am reușit să mă antrenez destul de bine aici. The last 1 month and a half recovery to the Performance Institute. When the judges were reading the scorecard, was he worried that he may not get the win? Când judecătorii au zis că e split decision, adică te așteptai să câștigi? Da, mă așteptam. Yes, I know. De când am terminat lupta, eram 100% sigur că o să câștig. When you finish the fight, I'm 100% I am the winner. Thank you. Thank you very much. Thank you. Was the knee injury, was that due to an injury, the surgery, or was it something sort of maintenance that you needed to get done? So he had the knee surgery, was it because he had got an injury in a fight, or was it just something nagging that he had to take care of? Not on the fight, on the simple training, not on the fight. Oh, so he injured it in training? Yeah, yes. Okay, so coming into this fight, about how well did the knee feel? Was it near 100%, or and do you feel that it maybe limited what you were able to do out there in the fight? Cum te-ai simțit în ring? Erai pregătit 100%? Crezi că se mai puteau face și alte? Dorința mea a fost 100% să câștig. Fizic n-am fost pregătit 100% pentru că pregătirea ultimele 3 luni n-au decurs exact cum mi-am dorit eu. Dar Dumnezeu e mare și m-a ajutat să câștig această luptă. Only the desire it's for because it's this it physically not 100% physical, not 100% but the
the heart, the mental is very, very strong. Can you kind of tell me what the game plan was out there? It looked like you both wanted to sit right opposite in a phone booth and just sling. What was the game plan for him coming in? That makes sense. Okay, it looked like he was very happy with them just standing right across from each other, punching each other. Yeah. What was the game plan for his opponent coming into this fight? Ce ai simțit, ok, după ce s-a terminat lupta, te-ai atins cu adversarul, te-ai, da. Ce ai simțit? Am simțit să-l încurajez pe adversarul meu, știind că și el e la fel de tânăr ca mine. La fel își dorește și el să ajungă în vârf ca mine și victoria mea e cumva durerea lui și m-am pus puțin în pielea lui. The opponent was is the same age like him, the opponent, and him know it's the opponent want to be win, but in this night the I think the mental is win in this fight. Mental. Are you based? You said you were doing some work at the PI. Are you here in Vegas now, or you just came early to do some work at the PI? Are you living in Vegas now, or where's home base now? Dacă ai venit strict doar pentru această luptă și dacă vei sta în Las Vegas. Pentru meciul ăsta, deci am venit strict pentru meciul ăsta. Dar dacă coming in Las Vegas only for this fight with almost 2 months ago. Dar dacă UFC-ul permite să vin să mă antrenez aici, but if UFC it's give the okay, it's coming maybe 2-3 times in the year here. Aș veni să mă antrenez cu cea mai mare plăcere pentru că e o bază de pregătire foarte bună. It's a real pleasure for him training in UFC, Performance Institute. E pentru mine Performance Institute a însemnat raiul. For him the Performance Institute it's mine like heaven. Like yes. So what is the process like now going back? Is there a long quarantine that you'll have to endure when you go back home? When he travels back home, is there a long quarantine period? Will he have to stay isolated? What is the process of going? No quarantine, no nothing. No quarantine. Good. And I guess what's the perfect number of fights that you hope to have in a year? And how many more would you like before the end of this year? The perfect number? Like what, if he could pick how many fights a year he could fight, what is the number that he is hoping that he could fight each year with the UFC? Cam care ar fi adversari în fiecare an pe care vrea să-i ai? Câți adversari? Câți adversari? Sau care sunt? How many opponents? How many opponents? Yeah, just how many fights. Cam câte lupte vrei să ai într-un an? Într-un an? Într-un an? Aș vrea să am undeva la 3-4 lupte. Acum around 3-4 fights in one year. Acum depinde și cum de curg luptele, că dacă am nevoie de recuperare mai lungă, vă dați seama că but depends the recovery. If you need recovery but timpul 3-4 fights in the year it's perfect for him. Congrats.